Vine luna lui cuptor. Anunțul meteorologilor despre ce avem de îndurat după ploile violente. Unde va fi cel mai rău? După un episod violent de ploi torențiale, luna iulie vine cu potop de căldură. Temperaturile vor atinge pragul de caniculă, iar disconfortul termic va fi crescut din cauza umezelii care se va menține la un nivel ridicat debutul lunii lui cuptor va aduce din nou valori de temperaturi apropiate de pragul de caniculă, 34, posibil 35 grade Celsius. Cu siguranță vom vorbi, din nou, de disconfort termic în creștere, pentru că umeziala se va menține ridicată, umeziala aerului în atmosferă, astfel încât valori de temperaturi de 33 grade Celsius cu siguranță vor face să resimțim peste 35-37 grade Celsius, a explicat Elena Matiscu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, ANM, pentru România TV. Cod galben de vreme severă în 12 județe. Marți, 27 iunie, ANM a emis o nouă avertizare cod galben de vreme severă. Astfel în 12 județe din nord-vestul țării sunt anunțate ploi, vișeli și grindină până miercuri noapte. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Sălaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 55-70 km h, pe arii restrânse vișelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 let mepe și izolat de peste 30-40 let pe Avertizarea este în vigoare de marți de la ora 14. 00 până miercuri la ora 23.00. Ce se anunță în București? Marți. Vremea în București va fi caldă, iar miercuri va deveni instabilă, când vor fi posibile averse, se arată în prognoza specială pentru capitală, emisă marți de ANM. De marți până miercuri la ora 9.00, vremea va fi călduroasă în București. Cerul va fi variabil, mai mult se pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31-32 grade Celsius, iar cea minimă se va situa între 16-18 grade Celsius. Miercuri, între orele 9.00 și 23.00, vremea va deveni instabilă vor fi perioade cu averse, iar cu o probabilitate mai mare după orele amiezi se pot semna la descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul la 26 grade Celsius.